Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ședința extraordinară de Consiliu de Marți a avut dese momente de tensiune. Unul dintre cele mai acute i-a avut ca principal actor pe primarul Mircea Hava și pe consilierul liberal Rareș Buglea. În pauza prilejuită de alegerea noului viceprimar prin vot secret, primarul Mircea Hava a adus vorba de onoare. Tânărul consilier liberal, Rareș Buglea, a sărit ca ars. E culmea culmilor, culmea tupeului, să vorbească Mircea Hava de onoare. Domnul Mircea Hava, domnul consilier. Trebuie să mai merge la Cambridge câteva. Primarul Mircea Hava a replicat scurt cu trimitere la bun simț. Este o bibliotecă, plină cu cărți, unde citește-o, vă rog să o citiți și după aia discutăm. Deci este o diferență de viață. Este o treabă și de 8 ani de acasă, de 7, de 14, de câți ori fi fost, de creștere, fiecare cum a crescut, cum a fost educat. Deci chestiunea asta, vă rog frumos, pe stradă, acolo unde sunteți, puteți să le faceți. Nu aici, între oameni. Aici chiar că sunt foarte mulți oameni de onoare. Aprinsul consilier liberal s-a stins la fel de repede, nu înainte însă de a-l avertiza pe primarul Hava că va avea mult de furcă cu noul consiliu local. Mircea Hava a zâmbit majoritar pe sub mustață. Reprezentantul guvernului în județul Alba are de astăzi un nou purtător de cuvânt. Întrucât Georgiana Jurca s-a retras din motive obiective, prefectul Dan Coriolan Simedru a apelat la serviciile Alexandrei Rus. Alexandra Rus a fost prezentată jurnaliștilor astăzi dimineață cu ocazia conferinței de presă de la instituția prefectului Alba. Vreau să vă spun că dintr-un început că veți avea o nouă colegă, colaboratoare, este vorba de Alexandra Rus, care se va ocupa de relația cu presa, este noul purtător de cuvânt al instituției prefectului. Noul ofițer de presă al prefectului Dan Simedru e convins că relația cu mass media va merge ca pe roate. Sa și-a dorit să aibă o relație deschisă cu mass media, prin intermediul căreia să poată să își construiască o relație de comunicare eficientă și transparentă cu locuitorii județului, sens în care am considerat că din toate punctele de vedere suntem compatibili pentru îndeplinirea acestui scop și acesta este motivul pentru care am decis să vin aici și sunt convinsă că și pe viitor vom lucra la fel de bine cum am făcut-o și până acum. Alexandra Rus are o vastă experiență în relația cu presa, fiind o lungă perioadă de timp purtător de cuvânt în cadrul primăriei municipiului Aiud. Oamenii obișnuiți au început să se mulțumească cu puțin. Deși lucrările de reabilitare a infrastructurii de apă și canalizare care au loc în cartierul Alba Iulian, Oarda de Jos, sunt nesatisfăcătoare și interminabile, majoritatea persoanelor sunt bucuroase că în sfârșit dispun de canalizare și apă curentă. Calitatea lucrărilor, cât și durata interminabilă a acestora nu îi deranjează pe locuitorii cartierului Oarda de Jos. Aceștia se arată mulțumiți și recunoscători pentru ușurarea traiului și a condițiilor de viață. În urma unui periplu printre gropi și denivelări, am întâlnit multe persoane rezervate în a-și spune nemulțumirile, dar am primit și câteva păreri contradictorii ce țin, bineînțeles, de starea drumurilor. De cât timp se lucrează? Am înțeles că se lucrează de foarte mult timp și nu mai finalizează. De anul trecut. Apa s-a făcut mai târziu puțin. Lucrează în continuu, eu știu cât. Sunteți mulțumiți de modul în care se desfășoară activitatea? Adică lucrează ordonat? Eu da, eu. Alții poate nu. Depinde de fiecare cum o gândește. Și când credeți că se vor termina lucrările? Da, nu pot să știu. Nu pot să știu. Canalizare și conducte pentru apă se schimbă. De cât timp se lucrează? Am trecut, da, noiembrie, septembrie, nu mai rețin exact. Sunteți mulțumit de modul în care evoluează lucrările? Cam încet. Prea mult să uitați cum arată pe aici. E bine să schimbă, să face, dar cât? Un an? Doi? Cât durează? Cât ar trebui să dureze? Un an maxim, nu? Care este termenul de finalizare? Noiembrie, mi se pare, anul ăsta. Credeți că o să termine până în noiembrie? Sperăm. Au lucrat, au făcut, acum au băgat canalizarea, după aia au băgat apa. Sunteți mulțumită de cum merg lucrările? Acum, nu suntem noi, nu mai trebuie atât. Dar cum lucrează muncitorii? Bine. Ei lucrează, dar dacă n-ai ce străbă, trebuie să aștepți. Sunteți mulțumită de felul în care se desfășoară activitățile? Da, e foarte bine. S-a băgat canalizarea, apa s-a schimbat. De cât timp se lucrează? De anul trecut, din mai.
Oamenii nu au nici cea mai mică idee pe umerii cui cade responsabilitatea întârzierii lucrărilor. Poate că este vina primăriei, a consiliului sau a lipsei echipamentelor necesare pentru o muncă eficientă. Cu toate acestea, ei speră că rezultatul finit să fie unul satisfăcător. De marți, municipiul Alba Iulia are 10 străzi noi. Din acestea, 7 sunt căi de acces private, iar 3 publice. Administrația locală le-a botezat pe toate. Marți, în ședința extraordinară de Consiliu, legislativul de Alba Iulia a dat identitate unui număr de 10 străzi, majoritatea private. E vorba de străzile Miniș, Nicolae Linca, Iosif Sârbu, Sergiu Celibidache, Oscar Han, Nera, Grâului, Salciei, Salviei și Frunzei. Cele 3 străzi publice sunt Nicolae Linca, Sergiu Celibidache și Oscar Han, toate 3 cuprinse între străzile David Prodan și Baba Novac. 25 iulie este ultima zi în care contribuabilii din Alba trebuie să depună la fisc 11 declarații. Ele privesc plata impozitelor și taxelor pe venituri. Lucrătorii Direcției de Finanțe Alba preiau, printre altele, formularul 100 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, formularul 300 pentru decontul de TVA sau formularul 100, cel care prevede obligațiile de plată la bugetul de stat. Direcția Generală a Finanțelor Publice Alba atrage atenția contribuabililor că astăzi este termenul legal până la care trebuie depuse declarațiile și plătite obligațiile fiscale aferente lunii iunie și trimestrului 2 din anul curent. Toate declarațiile se depun în format electronic în cursul zilei de astăzi până la ora 24, mai puțin formularul 225. Acestea sunt: declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, formular 100, care se referă la impozitul pe profit și la impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor angajate, formular 112, declarația unică. Declarația formular 208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal. Declarația 225 privind stabilirea impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și declarațiile respectiv de conturile aferente taxei pe valoare adăugată. Trebuie știut că depunerea cu întârziere a declarațiilor și plata cu întârziere a obligațiilor se sancționează potrivit prevederilor legale în materie. Pentru nedepunerea declarațiilor fiscale la termenul legal, contribuabilii sunt pasibili de amenzi, respectiv pentru persoanele fizice, acestea sunt în cuantum cuprinse între 500 și 1000 de lei, iar pentru persoanele juridice, cuantumul amenzilor pentru nedepunerea declarațiilor este cuprins între 1000 și 5000 de lei. La toate amenzile se aplică prevederea de plata sumei respectiv jumătate din minimul amenzii dacă plata se face în 48 de ore. Un alt termen limită pentru persoanele juridice este 16 august, timp în care sunt obligați să prezinte raportul contabil pe prima jumătate a acestui an. Microregiunea Țara Secașelor își pune în aplicare planurile de dezvoltare. Astfel, toate cele 22 de comune din județul Alba și Sibiu, care intră în componența grupului de acțiune locală, își pot depune proiectele până în 10 august. Prima măsură, cu ajutorul căreia vor fi accesați cei aproximativ 900.000 de euro, este măsura 322, denumită Renovare și Dezvoltarea Satelor. Organizația Țara Secașelor va aplica în această regiune planul de dezvoltare prin axa 4 lider, iar beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 322 sunt comunele, asociațiile de dezvoltare intercomunitare, ONG-urile, dar și persoanele fizice sau juridice care dețin sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local. Practic, această măsură este dedicată unităților administrativ-teritoriale beneficiarilor publici. Asta înseamnă că în cadrul acestei măsuri fiecare primărie va putea să depună la sediul Asociației Țara Secașelor, la sediul primăriei Comunei Ciugud, câte un proiect care poate să trateze fie asfaltarea unui drum, fie amenajarea de rigole, de trotuare, fie extinderea unei rețele de alimentare cu apă, fie, dezvoltarea unui proiect pe apă uzată, stații de epurare,
fie renovarea căminelor culturale, renovarea primăriilor, fie, eu știu, punerea în evidență al patrimoniului cultural, anumite trasee tematice. În cadrul axei LIDER mai există și alte măsuri care vor fi accesate în Țara Secașelor. Una dintre acestea este măsura 313, care încurajează activitățile turistice care contribuie la creșterea activităților spațiului rural. Mai avem și alte măsuri. Cât de curând o să lansăm apelul de selecție pentru măsura 313, respectiv dezvoltarea serviciilor turistice, unde putem finanța construcția de agropensiuni, dotarea de agropensiuni și tot ceea ce înseamnă servicii turistice. Avem de asemenea bani prinși și tot în toamna aceasta sperăm să reușim să terminăm ghidurile de finanțare pentru proiecte care vor duce la dezvoltarea fermelor, proiecte care vor duce la dezvoltarea serviciilor și producției, în așa fel încât această microregiune Țara Secașelor să se dezvolte mai rapid și mai bine. Planul de dezvoltare locală al Țării Secașelor are o valoare totală de peste 3.700.000 de euro. Singura condiție de depunere a proiectelor este ca beneficiarul să se dezvolte în regiunea Țării Secașelor, mai precis în cele 22 de comune din județele Alba și Sibiu. Aiudul și Ogna Mureșul vor avea două stații noi pentru epurarea apelor. După demararea lucrărilor la rețeaua de apă și de canalizare, astăzi s-au semnat și contractele în valoare de aproximativ 35 de milioane de lei pentru aceste noi investiții. Stațiile de epurare de la Aiud și Ogna Mureș fac parte dintr-un amplu proiect de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și canalizare în tot județul Alba, în valoare totală de peste 100 de milioane de euro. Îmbucurător pentru noi și ca operator este faptul că este al doilea municipiu unde pe acest proiect avem licitațiile și semnăm contractele atât pentru rețele, apă și canal, cât și pentru stațiile de epurare. Tot îmbucurător pentru noi este faptul că luni vom semna rețelele din orașul Ogna Mureș și sperăm ca într-o lună să înceapă și acolo lucrările la rețele. La stațiile de epurare, atât la Aiud cât și la Ogna, începerea lor este undeva prin toamnă, întrucât aceste fiind pe fidicul galben, urmează ca dânșii să-și facă proiectarea și pregătirea și după aceea să începe. Stația de epurare de la Aiud va deservi peste 24.000 de locuitori, iar investiția se ridică la suma de 18 milioane de lei. Stația pentru municipiul Aiud există, ne-am avut o preocupare continuă, am făcut o etapă de modernizare, am și câștigat un proiect pentru studiu de fezabilitate pentru stația de epurare din Aiud pe fonduri de preaderare, a fost proiectul nostru al municipalității și el se găsește integrat în proiectul general și stația de epurare va satisface necesitățile de epurare atât ale municipiului Aiud, cât și a ceea ce am prevăzut în planul de extindere a localității. Și la Ogna Mureș, suma care va fi investită în stația de epurare este considerabilă, depășind 16 milioane de lei. Este foarte important, având în vedere că stația veche este depășită atât calitativ cât și tehnic, ca să spunem așa. Tot ce este nou este important pentru Ogna Mureș, mai ales că acest proiect are o valoare foarte mare, cum spuneam și înainte, Ogna Mureșul nu putea accesa niciodată în acest proiect. Și atunci, în colaborare și în asociere cu celelalte orașe, cu APA CTTA și așa mai departe, s-a realizat acest proiect. Am fost și sunt promotorul acestor asocieri, care sunt, după părerea mea, în interesul oamenilor. Având în vedere specificul României, ca să spunem așa, unde sunt comunități foarte mici, singura șansă de a accesa aceste proiecte este asocierea. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu și include achiziționarea de mașini de curățat canale, stații de epurare în Alba Iulia cu gir și Blaj, precum și modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Câmpeni și Sebeș. Universitatea Alba Iuliană își lărgește din această toamnă colectivul academic. Ministerul Educației a aprobat scoaterea la concurs a 7 posturi de lector și 3 de asistent universitar.
La Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia au fost deblocate de Ministerul Educației 10 posturi. Astfel, la Facultatea de Științe sunt disponibile cele mai multe posturi, 3 de asistenți și 2 de lectori. La Facultatea de Drept și Științe Sociale sunt scoase la concurs 4 posturi de lectori, iar Facultatea de Teologie își va completa corpul profesoral cu încă un lector. Prioritatea noastră au fost acele facultăți unde chiar era un deficit de posturi și mai ales acele specializări pentru care urmează să depunem dosare de acreditare sau reacreditare. Așa încât posturile sunt scoase la concurs, în principal la facultățile de Științe, Drept și Științe Sociale și Teologie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 5 septembrie. Pe 19 septembrie va fi organizat concursul propriu-zis, iar pe 21 se vor afișa rezultatele acestuia. Sunt posturi doar de asistent și lector, pot participa toți cei care îndeplinesc criteriile prevăzute de Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. E nevoie să fie doctoranți. Pentru posturile de lector preferăm candidații care au deja doctoratul. Sunt bineveniți toți cei care doresc să fie parte a colectivului nostru academic. Evident, va fi o selecție foarte severă. Veți vedea și dumneavoastră, comisiile sunt deja afișate pentru fiecare dintre posturi pe internet. Informații privind metodologia de concurs, tematica și bibliografia, precum și documentele necesare pentru înscriere, se găsesc pe site-ul universității, la secțiunea Informare publică, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice. După ce a anunțat că de anul viitor s-ar putea să plătim un TVA de 9% pentru alimente, guvernul uimește cu încă o veste bună. Se vor reduce tarifele și se vor aloca bani pentru agricultură. Pare incredibil, însă este cât se poate de adevărat. Premierul Victor Ponta a anunțat că va reduce tarifele pentru irigații cu 50 de lei pe 1000 de metri cubi. Va aloca suplimentar 25 de milioane de euro pentru proiecte de irigații și mai mult decât atât îi va despăgubi pe fermierii afectați de secetă. Despăgubirile vor fi acordate după încheierea campaniei de recoltat pentru întreprinderile mici și mijlocii a căror producție a fost afectată cu cel puțin 30%. Veniturile acestora urmând să fie compensate raportat la anii trecuți cu 80% din pierderea înregistrată în acest an din cauza secetei, precum și pentru fermierii care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, aceștia urmând să beneficieze de un ajutor individual de 7500 de euro. Reducerea tarifului la irigații va permite creșterea suprafeței irigate cu cel puțin 35.000 de hectare. Guvernul intenționează totodată să suplimenteze fondurile pentru infrastructura rurală, având însă în acest sens nevoie de acordul Comisiei Europene. Bugetul alocat județului nostru pentru referendumul din 29 iulie este de aproximativ 1,1 milioane de lei. În Alba sunt 318.958 de cetățeni cu drept de vot și vor funcționa 437 de secții de votare, cu 6 mai multe decât la alegerile locale din iunie. Secțiile de votare se vor deschide la 7 dimineața și se vor închide la ora 23. Vineri, la sediul instituției prefectului Alba, va avea loc instruirea președinților secțiilor de votare și vor fi predate totodată buletinele de vot sigilate în pachete de câte 100 de bucăți. Odată cu buletinele de vot vor fi înmânate ștampilele de control și cele cu mențiunea votat, autocolantele, listele suplimentare, cererile pentru urna volantă, dar și aparatura necesară asigurării comunicațiilor. Buletinele de vot au ajuns la Alba, sunt sub pază militarizată. Ele au fost numărate și împărțite în fâșicuri de câte 100 de buletine de vot. Vor fi predate către președinții secțiilor de votare și către primari vineri. Toată ziua de vineri va fi dedicată la două scopuri, predarea buletinelor de vot și instruirea președinților secțiilor de votare. Cele 6 secții de votare în plus față de alegerile locale din iunie sunt amenajate, câte una în comunele Arieșeni și Ciuruleasa și 4 în municipiul Sebeș. Mai trebuie precizat că 5 președinți de secții de votare au renunțat să mai participe la referendum în calitate oficială, iar alți 2 au fost schimbați pentru că la alegerile locale au candidat pe listele a 2 partide. Am înființat un număr de 6 secții de votare noi. Ele au fost înființate la cererea primarilor. 7 președinți de secții de votare au fost trași din nou la sorți, în data de 24. 5 dintre ei au fost trași pentru că cei care au fost trași la sorți inițial s-au retras de pe listă, deci n-au mai vrut să
s-au răzgândit, iar doi au fost, s-au tras la sorț datorită faptului că au fost contestați. A fost depusă contestație din partea USL. Alegătorii nu sunt obligați să voteze la secția la care sunt arondați. O pot face oriunde în țară. La urne, cetățenii trebuie să prezinte în funcție de caz unul din următoarele acte de identitate aflate în termenul de valabilitate. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau de serviciu, ori carnetul de serviciu militar, cazul elevilor din școlile militare. Luni 30 iulie 2012, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Alba nu va elibera actele în termen de 2 ore, așa cum se practică în prezent. De asemenea, activitățile de primiri și eliberări acte, atât pentru înmatricularea vehiculelor, cât și pentru permisele auto, vor fi reprogramate pentru 31 iulie. La rândul lor, examinările pentru obținerea permisului de conducere, atât la proba practică cât și la cea teoretică, se reprogramează tot pentru data de 31 iulie 2012. Toate activitățile Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple se reprogramează din 30 în 31 iulie, ca urmare a implicării polițiștilor în activitățile desfășurate cu ocazia referendumului din data de 29 iulie. De anul viitor s-ar putea să scoatem mai puțin bani din buzunar pentru alimente. Guvernul vrea introducerea unui TVA diferențiat. Dacă planul va fi pus în aplicare, vom plăti un TVA de 9% față de 24% cât plătim în prezent pentru alimentele de bază. Părerile albaiulienilor vis-a-vis de această decizie sunt însă împărțite. De la 1 ianuarie 2013, din 24%, 9% va merge la bugetul de stat și 15% va fi rambursat producătorului, în măsura în care acesta prezintă facturi, iar toate operațiunile fiscale sunt legale. Cel puțin aceasta este dorința guvernului. Imediat după aflarea veștii, nu au întârziat să apară și reacțiile albaiulienilor. Majoritatea sunt încântați și speră că din 2013 vor cheltui mai puțin bani pentru hrană, însă sunt și oameni ceva mai rezervați, care nu cred că un TVA diferențiat ar mai putea schimba ceva. Guvernul a decis ca de anul viitor TVA-ul să fie redus la 24% la 9%. Ce părere aveți despre asta? Este foarte bine, măcar putem mânca. Am auzit, da, ar fi bine să fie mai ieftine. Credeți că va afecta în mod pozitiv buzunarul și câștigul? Veți rămâne cu mai mulți bani de pe cheltuielile lunare? Mă gândesc, sigur o să rămână, că alimentele sunt de bază, nu? Acum, în prezent, cum vă descurcați cu acest TVA de 24% și cu prețurile care cam, sunt? Cam rău. La salarii de 5 milioane, vă dați seama. Cu ce rămânem? Telefon, butelie, cablu... Dar cred că nu e bine. Nu e bine? De ce? Pentru alimentele de bază, la asta se referă. Exact, da. Păi tocmai asta e, că tot aia o să fie... O să fie pentru că mâncarea tot aia o să fie. E scumpă... Credeți că vor mai crește prețurile de la 1 ianuarie 2013? Da. Cu siguranță. Cu siguranță cresc. Cu siguranță, pentru că schimbul valutar este ăsta care este, vai și amar de el. Am auzit de reducere. La 24% la 9%. Da. Cum vi se pare? Este foarte bine. Foarte bine ce înseamnă? Cum vă va afecta? Păi va afecta în prețul de cost. Scăzând la 9%, alimentele vor fi mai ieftine. Nu de prima dată, poate după o lună, două, până se pun de acord. Da, mi se pare o idee bună, dar cred că o să se scumpească alimentele, chiar dacă TVA o scade, pentru că cu seceta o să crească prețul cerealelor, o să scumpească pâinea și multe altele. Așadar, credeți că este doar o strategie? Să vedem cum o să fie primită. Eu zic că o să mențină la același nivel, chiar dacă scade TVA-ul. N-aveți speranțe că veți cheltui mai puțin pentru mâncare de la anul? În următorii 2-3 ani, nu cred. Anunțul unui TVA redus a venit ca o gură de aer proaspăt și pentru comercianții care se plâng că în această perioadă vânzările au scăzut. Ce părere aveți de decizia guvernului de a reduce TVA-ul la 9% pentru alimentele de bază de anul viitor? Este o propunere din partea lor foarte bună. Ar fi ok dacă s-ar întâmpla asta, deoarece se vede la client că vânzarea este altfel, e mai mică, coșul pe care îl cumpără este mai mic și fiind un TVA mai mic, înseamnă că oricum o să fie și prețurile mai mici. Credeți că veți avea beneficii dumneavoastră, că veți avea cumpărători mai mulți? Deci sigur vor fi cumpărători mai mulți și sigur și beneficiile vor fi mai bune dacă se face lucrul acesta.
Măsurile prevăzute de guvern ar putea duce la scăderea prețurilor, dar în același timp și la sprijinirea producătorilor autohtoni. Până la începutul anului 2013, însă, alimentele de bază rămân un lux pentru mulți dintre români. Începând cu ora 10, lucrători din structurile Ministerului Administrației și Internelor, mai exact polițiști, jandarmi și pompieri, au împânzit Parcul Cetății și Bulevardul Transilvaniei. Aceștia au împărțit pliante pentru cetățeni cu privire la votul legal. Sub sloganele MITA și votul ilegal înseamnă închisoare și votează legal, s-a desfășurat întreaga acțiune a oamenilor legii. Persoanele care au ales să își facă plimbarea de dimineață pe bulevard și prin parc au fost surprinși de polițiști, jandarmi și pompieri. Nu a fost un caz de forță majoră, vreun accident sau vreun incendiu. Nu s-au împărțit nici amenzi, ci doar pliante informative. Cetățenii au fost informați de oamenii legii să voteze legal, să nu dea și să nu primească mită, iar dacă observă astfel de nereguli, să anunțe imediat cadrele abilitate. Mesajul nostru este că trebuie să votăm legal. Pe versa aveți câteva informații referitoare la faptul că mita electorală se pedepsește, la fel votul ilegal, de asemenea tentativa, iar în cazul în care sesizați încălcări ale legii, vă rugăm să ne sesizați la 112. Vă mulțumim! Oamenii au primit cu interes acțiunea desfășurată și s-au declarat încântați că polițiștii, jandarmii și pompierii le acordă sfaturi. Cum vi se pare această acțiune de informare a poliției? Ați primit pliantă? Foarte bună. Mie totdeauna mi-a plăcut când poliția a fost deschisă și o informat tot ce se poate spune. Restul ce nu rămâne confidențial pe totuși. Cum vi se pare această acțiune a poliției? Foarte bună pentru persoanele care, într-adevăr, ar încerca să facă ceva ilegal. Pentru noi care suntem niște oameni corecți, nu cred că este vreo problemă. Cred că este pentru oameni foarte bine ca să știe ce au de făcut și da, îmi place, e bine. E un lucru necesar, absolut necesar. Omul se simte mai în siguranță, mai merge cu mai multă încredere, deci eu zic legal, cinstit, firesc, omenesc. Adevărata desfășurare de forță a culminat cu succes și fără evenimente neplăcute, cadrele din structurile Ministerului Administrației și Internelor fiind foarte mulțumite de eforturile depuse cu privire la informarea populației. Această acțiune face parte din seria de acțiuni pe care noi le desfășurăm cu ocazia acestei campanii de prevenire a infracțiunilor legate de referendum. Astăzi, împreună cu jandarmii și pompierii, polițiștii au împărțit pliante cetățenilor din municipiul Alba Iulia și au transmis mesajul că mita electorală se pedepsește, la fel și votul ilegal, și rugămintea noastră de a ne sesiza în legătură cu orice încălcare a legii. Organele abilitate speră că această activitate să informeze corect populația și să prevină eventualele infracțiuni în ziua referendumului, care va avea loc duminica aceasta. Odată ajuns în zona Apusenilor, două lucruri stai respirația. Unul bun, altul rău. Primul e aerul rece și proaspăt care îți încarcă bateriile. Al doilea îl reprezintă viteza cu care se defrișează pădurile. Din păcate, zonele împădurite din Apuseni sunt decimate cu viteza de joagăr de tăierile ilegale. Subiectul tăierilor ilegale de pădure este unul foarte vechi și controversat. În inima munților Apuseni, lipsa locurilor de muncă i-a îndemnat pe oamenii locului să pătrundă cât mai adânc în pădure și, pentru a obține un venit, să-și facă o adevărată îndeletnicire din tăierea și prelucrarea lemnului. Pădurile munților Apuseni sunt, în ultimele două decenii, decimate de traficanții de lemne, de mafioții lemnului. În ciuda controalelor și amenzilor venite din partea Ministerului Mediului și Pădurilor, în codrii bătrânilor Apuseni apar tot mai des zone golașe, munți cheliți de tăieri făcute haotic, după regula lecomiei și a buzunarului. Dacă vreți să mergeți în concediu, dar nu v-ați ales încă destinația, venim noi în ajutorul dumneavoastră. O idee ar fi o escapadă în natură, care este cât se poate de potrivită în această perioadă a verii, când temperaturile depășesc 30 de grade. Vă propunem astăzi să descoperiți una din minunățile naturii aflată chiar pe teritoriul județului Alba, peștera Poarta lui Ionele. Odată ajuns în Parcul Natural Apuseni, văile munților se deschid turiștilor, oferind șansa de a descoperi cele mai frumoase minunății ale naturii. În inima munților, comuna Gârda găzduiește peștera Poarta lui Ionele. Situat pe versantul drept al văii Ordâncușa, acest monument al naturii a beneficiat în ultima perioadă de amenajări care facilitează accesul turiștilor. După multe peripeții cu privire la administrarea de-a lungul timpului acestei peșteri, s-a ajuns în final la realizarea de către Comuna Gârda aici a unei infrastructuri de vizitare care în prezent
spunem noi, atinge nivelul de standard de satisfacere a vizitatorilor, astfel încât cei care vin aici să viziteze în siguranță, foarte comod, foarte simplu și de asemenea să se bucure de frumusețea acestei peșteri fără a sta în echilibru pe o piatră, ci pur și simplu mergând pe o pasarelă pe care o să vedem imediat în această peșteră. Taxa de intrare este una modică, iar accesul în peșteră se face sub îndrumarea unui ghid care oferă informații în detaliu despre istoricul peșterii, faună și floră. Iar dacă vă aflați pentru prima dată într-o peșteră, vă spunem că trebuie să aveți la îndemână o haină ceva mai groasă, pentru că temperatura într-o formațiune karstică este întotdeauna ceva mai scăzută. Această peșteră, printre altele, adăpostește și câteva familii de lilieci, care sunt prezenți în continuare în peșteră, chiar dacă este vizitată, pentru că în peșteră nu se urlă, în peșteră nu se pune lumina pe oriunde, de aceea sistemul de iluminat care asigură vizibilitatea în această peșteră este orientat în așa fel încât să nu deranjeze liliecii, ca atare turistul poate să se bucure de ceea ce vede, dar fără să folosească sursa lui proprie de iluminat pentru a-i deranja. Și de asemenea, ceea ce este foarte important într-o peșteră cum este Poarta Lionele este de a încerca să înțeleagă modul în care s-a format această peșteră, cum trec curenții de aer prin ea, și asta este un lucru foarte important, pentru ca să înțelegem după aceea cum s-au format ceea ce vedem pe pereți, acele formațiuni karstice. Într-o peșteră găsim stalagmitele și stalactitele, stalactitele din Travan, stalagmitele care cresc de jos în sus, formate din picurarea apei încărcate cu tot ceea ce a dizolvat apa din calcar și care se depune după aceea pe podea. În cazul în care ați ajuns în zona munților Apuseni pur întâmplător și nu v-ați documentat în privința traseelor turistice sau a obiectivelor pe care le-ați putea vizita, trebuie să știți că pe întreg teritoriul Parcului Natural Apuseni există centre de vizitare și informare care vin în ajutorul dumneavoastră. Și dacă ați ajuns în zona munților Apuseni, ar fi păcat să nu vizitați Ghețarul de la Scărișoara, un alt monument al naturii care transformă Parcul Natural Apuseni într-o destinație turistică de excelență. Temperaturile caniculare din ultima perioadă, precum și lipsa precipitațiilor, a determinat autoritățile din județul Vaslui să recurgă la metode de reducere a consumului de apă, astfel că două dintre localități primesc apă cu porția. Apa potabilă a devenit deosebit de prețioasă în aceste zile toride, astfel că s-au făcut numeroase recomandări populației să utilizeze apa doar pentru strictul necesar. În prezent, o situație deosebită o reprezintă localitatea Pogănești, unde consumul de apă s-a raționalizat, populația având acces la apa potabilă între orele 6 și 9 dimineața și 18 și 21. De asemenea, probleme sunt și în comuna Muntenii de Jos, în satul Mânjești, unde din cauza secetei fântânile au secat complet, reprezentanții primăriei fiind nevoit să transporte apă potabilă cu cisterne. Potrivit prefectului Renga, ISU este pregătit să facă față unor viitoare solicitări din partea primăriilor, având la dispoziție utilajele necesare atât pentru transportul apei menajere, pentru animale, cât și pentru a transporta apă potabilă către populație. Românii se fac remarcați peste tot, însă nu în sensul bun al cuvântului. 5 români cu vârste cuprinse între 22 și 35 de ani au fost arestați în regiunea italiană Umbria. Motivul? Furt din locuințe. Cei 5 români au fost surprinși de autoritățile italiene în apropierea unei locuințe abandonate din orășelul Orvieto, în timp ce urcau într-un autoturism obiectele furate. Polițiștii au stabilit că românii au ocupat de mai mult timp abuziv locuința și că obiectele pe care le-au sustras însumau în jur de 10.000 de euro. Românii au fost arestați sub acuzația de furt calificat și ocupare abuzivă a unei locuințe. Fiscul francez intenționează să impoziteze bogații. Ideea a apărut în campania electorală a actualului președinte François Hollande, iar impozitarea cu 75% a veniturilor de peste 1 milion de euro începe să sperie managerii marilor companii care se gândesc să plece din Franța. Măsura este una politică și deocamdată se află în stadiul de declarație, însă șefii marilor companii din Hexagon vorbesc deja de o migrație a profesioniștilor care se vor îndrepta spre țările cu o fiscalitate mai permisivă. Potrivit presei franceză citată de Money Channel, un director de companie a anulat în ultimul moment cumpărarea unui apartament la Paris, întrucât șeful său a decis să-și mute compania la Londra, iar directorul general al unui grup industrial bine plasat pe piața de capital a declarat că 3 manageri cu salarii mari au decis să părăsească țara. Opinia generală în piață este că un astfel de fulger fiscal reprezintă o nedreptate și destabilizează firmele.
Toate punctele de frontieră ale Siriei cu Turcia vor fi închise. Măsura vine după ce rebelii sirieni au preluat controlul mai multor porți de frontieră cu Turcia și afectau ultimele porți care mai erau încă deschise. Va fi blocată astfel trecerea vehiculelor între Turcia și Siria. Câteva mii de refugiați din Siria care au plecat în Turcia pentru a scăpa de conflictul ce durează de 16 luni folosesc rute ilegale pentru a intra în țară. Tensiunile la granițele dintre cele două țări s-au intensificat după ce luna trecută forțele aeriene de apărare ale Siriei au distrus un avion militar de recunoaștere turc. Săptămâna trecută, premierul turc a declarat că revolta împotriva lui Bashar al-Assad este mai aproape ca oricând de victorie și a avertizat că Turcia va răspunde ferm oricărei ostilități din partea Siriei. În ultima perioadă, în toate colțurile lumii, atacurile armate au devenit o obișnuință. V-ați întrebat însă vreodată de unde reușesc autorii acestor atacuri să dețină armele tale, iar asta fără să dea socoteală nimănui? Surprinzător sau nu, majoritatea dintre ei le procură de pe internet. Cum este posibil, aflăm din materialul următor. Magazinele online sunt deja în mare vogă. Oricine poate cumpăra sau vinde aproape orice și chiar orice. Asta dacă luăm în calcul că există pe internet și magazin virtual secret de arme, de unde oricine își poate cumpăra ce armă dorește fără să posede permis de portarmă și fără să-i fie verificat trecutul. Site-ul nu se află propriu-zis pe internet. Utilizatorii trebuie mai întâi să descarce un software care le garantează anonimatul pe internet, fără de care nu pot accesa adresa încălcită a magazinului. Odată intrați, utilizatorii trebuie să exprime valoarea armelor pe care vor să le vândă sau să le cumpere în bitcoins, o monedă virtuală care garantează și mai mult anonimatul. Cea mai dificilă parte a tranzacției ne-am gândit că ar consta în livrarea prin poșta armelor. Ei bine, până la urmă s-a găsit o soluție rezonabilă. Acestea sunt dezasamblate, iar bucățile sunt livrate pe rând, camuflate sub forma unor alte obiecte. Dacă site-ul este real sau nu, sau este doar o modalitate de a fura banii, rămâne de văzut. Însă în cazul în care se dovedește că totul se întâmplă exact cum reiese de acolo, ne putem aștepta ca oricând, oricine, să poată îndrepta un pistol asupra noastră. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martori unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Rămâneți alături de știrile din sport și datele despre starea vremii. Pe curent! Bine v-am găsit la știri. Un tânăr fotbalist al Unirii Alba Iulia este foarte aproape de un transfer la o echipă de top a campionatului românesc. Este vorba despre Ionu Stan, care este dorit de către clubul FC Vaslui. Acesta nu ar fi singurul albaiulean care evoluează acolo, în tabăra moldovenilor, aflându-se și Nicușor Stanciu, un alt produs 100% al Unirii. Ionuț Stan, un tânăr fotbalist de 17 ani, este disputat de echipe puternice ale României. Nu de mult, într-un interviu acordat pentru Alba TV, președintele executiv al clubului Mihai Dăscălescu a declarat că jucătorul este intens curtat de formația Astra Ploiești. Cum la acea vreme erau doar tatonări, nerealizându-se nimic concret, pe fir a intrat ocupanta locului 2 din sezonul trecut a Ligii 1 FC Vaslui. Potrivit site-ului transfermarkt.de, prețul albaiulianului este de 75.000 de euro, însă Adrian Porumboiu este dispus să scoată din buzunar pentru a-l cumpăra pe fundaj numai puțin de 150.000 de euro. Acesta a debutat pentru Unirea Alba Iulia în 2011 și a declarat că ar fi foarte încântat să evolueze pentru echipa din Vaslui. Dacă va semna cu Vasluiul, Ionuț ar putea fi integrat în lot de fostul unirist Nicușor Stanciu, care a evoluat titular în precedenta partidă din Liga 1 disputată împotriva Rapidului. Trei fotbaliste juniori ale clubului feminin de fotbal Navobi Alba Iulia vor lua parte la un curs de inițiere în Ogna Șugatac, județul Maramureș. În cadrul acestui curs, fetele vor lua parte la acțiuni ce au ca scop dezvoltarea fotbalului feminin din România. Prima tabără va fi la Ogna Șugatac, a doua la Odorheiu Secuiesc, iar ultima va fi la Mare, în stațiunea Costinești. Cele trei tabere de instruire sunt organizate de Federația Română de Fotbal și au drept ca scop să depisteze sportive talentate și să le atragă pe fete spre fotbalul de performanță. Tabăra de la Ogna Șugatac a început în 22 iulie și va ține până în 29 iulie.
Într-un total de 100 de fete selecționate pentru aceste cursuri din cadrul taberelor, se regăsesc și cele trei albaiuliene, Diana Stănescu, Dorina Indrei și Andreea Olariu, cele trei fiind legitimate la Clubul Sportiv Navobi Alba Iulia. Cei care le vor asigura fetelor inițierea sunt membrii din cadrul loturilor naționale feminine, care vor fi susținuți de foste fotbaliste și studente din cadrul facultăților de educație fizică și sport. În septembrie, la sediul Federației Române de Fotbal, va fi organizată o tabără finală, unde vor fi invitate cele mai bune sportive din toate cele trei tabere organizate. După ce Claudiu Niculescu și-a dat demisia din funcția de antrenor al Universității Cluj-Napoca, după scandalurile avute cu președintele Ana Maria Prodan, niciun antrenor nu dorește postul oferit pe banca Șepcilor Roșii. După Cosmin Contra sau Gigi Mulțescu, un alt antrenor a refuzat banca tehnică. Este vorba despre Viorel Hizo, care nu dorește să antreneze echipa de pe Someș pe motiv că nu are o relație bună cu fanii. UCLUJ este într-o situație pe cât de jenantă, pe atât de disperată. Rămasă fără antrenor după prima etapă, când a pierdut meciul cu Pandurii la scor de tenis 6-2, niciun antrenor nu dorește să preia echipa. Scandalurile din presă și lotul subțire de jucători îi fac pe cei care sunt doriți la echipă să bată pasul pe loc și să refuze echipa Șepcilor Roșii. Ultimul pe lista conducerii echipei din Cluj este un antrenor care a pregătit și formația Unirea Alba Iulia, Adrian Falub. Falub este un antrenor agreat de fanii lui U, acesta fiind un produs al echipei, la care a debutat și ca antrenor în 2006. Acesta a reușit să promoveze cu echipa sa de suflet în prima ligă după un an de la începerea carierei de antrenor. În prezent, clujeanul antrenează clubul din Liga a doua, UTA Arad, însă nu ar spune nu unei propuneri din partea clujenilor. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte de vreme călduroasă și astăzi, însă nu scăpăm de nori. Pe arii relativ extinse vor mai fi posibile averse și descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25, chiar 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va mai prezenta unele intensificări, iar presiunea atmosferică este în scădere. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar cele minime se situează între 16 și 26 de grade, mai scăzute în depresiuni, până la 9 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 28 de grade la Alba Iulia, 29 de grade la Sebeș, 27 de grade la Aiud, 26 de grade la Blaj și 23 de grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 19 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 20 de grade la Sebeș, 18 grade la Blaj și 16 grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține călduroasă și mâine, caniculară chiar după amiaza în unele zone, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate, mai ales pe parcursul zilei în toată jumătatea de vest a țării, unde local ne vom confrunta cu fenomene de instabilitate atmosferică. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 10 grade în depresiuni până la 26 de grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru ziua de mâine maxime de 36 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 35 de grade la Aiud și Blaj și 33 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea nu se modifică prea tare din punct de vedere termic, nici vineri. Se menține călduroasă și cu după amieze caniculare. Cerul va fi variabil, cu unorări în special la munte, unde instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade, iar cele minime între 16 și 26 de grade, mai coborâte în depresiuni până la 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!